Educația sexuală în școli a iscat dezbaterea aprinse atât între autoritățile statului cât și în rândul oamenilor, iar România este împărțită în două tabere. Potrivit statisticilor, avem cel mai mare număr de mame minore din Europa și cea mai tânără bunică din lume, de doar 23 de ani. Orice copil pune întrebări despre sex, iar responsabilitatea părinților de care se tem de astfel este de a răspunde la aceste întrebări. De multe ori aceștia nu au timpul necesar, ori nu află niciodată de curiozitățile copiilor lor. De la o vârstă fragedă, aceștia încep să își descopere sexualitatea, astfel încât este nevoie de o materie care să acopere acest aspect. Foarte bună. E foarte necesară. În evoluția asta mea până la 80 de ani, am considerat că este lucru cel mai bun, pentru că atâtea lucruri de la locul lor se întâmplă din cauza aceasta. Acum curiozitatea e mai mare decât orice. Modul de a gândi, de a te responsabiliza, este mai slăbuț din punctul ăsta de vedere, probabil și condițiilor din familie. Sunt multe voci care susțin ideea ca adolescenții să fie informați la școală de eventualele repercursiuni ale începerii vieții sexuale, iar alții spun că acest lucru nu ar trebui predat ca materie. Cea mai mare ticăloșenie posibilă. Cea mai mare, să zicem asta. Din ce cauză? Făcut din ce cauză. M-a întrebat Dumnezeu pe mine. Păi eu când eram și văd ideea cu 80 de ani în urmă, n-aveam voie la film să mă duc. Pentru că făcea întâi școală. Și acum să vezi ce viorul în clasă, ce e admisibil, așa ceva. Educația sexuală este un mod de a dobândi cunoștințe în ceea ce privește sexualitatea oamenilor. Ajută copiii să înțeleagă schimbările fiziologice, sociale și emoționale pe care le întâmpină pe măsură ce se maturizează, cum se dezvoltă relațiile și cum să ia cele mai bune decizii, informate și responsabile cu privire la tot ceea ce ține de sexualitate. Eu am fost și dascăl. Și este foarte binevenită, pentru că, virgulă, copiii de mici încep să facă prostii. Și nu e bine dacă nu sunt instruiți. Da, părerea mea este că e un lucru necesar, chiar dacă noi, în general, suntem tradiționaliști ca popor, dar ar trebui, pentru ca să nu se întâmple tot felul de lucruri rele pentru copii și pentru adolescenți. Potrivit datelor oficiale, avem cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa, iar UNICEF plasează România pe locul al doilea la numărul de mame adolescente după Bulgaria. De asemenea, statisticile din 2019 arată că au fost înregistrate peste 16.600 de sarcine dorite în rândul adolescentelor. Cel mai probabil, elevii care vor participa la educația sexuală vor fi înscriși cu acordul părinților.